Primăriile din județul Gorj se confruntă din nou cu probleme mari din cauza lipsei fondurilor. Edilii au nevoie de bani pentru acordarea lefurilor salariaților, dar și pentru a putea duce la bun sfârșit anumite proiecte. De exemplu, primarul din Modrugi, Gelgianu, spune că dacă nu va primi fonduri suplimentare, atunci există riscul ca primăria să nu aibă bani de salarii. Este mai mult decât obligatoriu, pentru că fondurile pe care le-am primit, conform legii bugetului și cu toate celelalte, ne-au ajuns doar pentru 7 luni. Asta înseamnă că din luna iulie deja sunt probleme. Dacă ținem cont că a trebuit să achităm toate proiectele, studiile de fezabilitate și tot ce trebuia pentru implementarea, pentru accesări de fonduri europene, deja stăm foarte rău. Gigelgianu vrea să asfalteze toate drumurile din orașul pe care îl conduce. În acest sens a depus și un proiect la Ministerul Dezvoltării. Valoarea investiției se ridică la 5 milioane de euro. Am depus un proiect pe fonduri europene în valoare de aproape 5 milioane de euro, proiect care presupune reabilitarea unor străzi, unor străzile care sunt la nivel de uliță și care chiar îmi doream foarte mult să pot să rezolv problema lor. Bineînțeles că vine la pachet cu componenta de mediu, cu autobuze electrice. Am reușit să depunem cererea de finanțare și sunt convins că așa cum am întocmit toate documentele, toate documentațiile și toate actele, va fi aprobat acest proiect. Primăriile au început să aibă probleme financiare de când s-au diminuat impozitele, iar salariile funcționarilor au crescut.